Astăzi aș vrea să vorbim despre emoții. Cum se simte să experimentezi o emoție de plin, profund, în totalitate și cum se simte, în general, când în viața noastră de zi cu zi le reprimăm. Adică doar ce apare respectiva emoție, doar ce o simțim și evităm să o trăim, evităm să o lăsăm să se desfășoare în totalitatea ei. Din diverse motive. Pentru că așa am fost învățați să nu ne exprimăm, pentru că ni s-a spus că e rușine, ce rost are să plângi, ceilalți oameni o să te vadă, o să râdă de tine, nu-i normal să strigi dacă ești supărat. Deci, avem o educație, avem cu toții un fel care ne-a fost scris, în care am fost învățați de-a lungul timpului să ne trăim emoțiile. Și felul ăsta, ceea ce vreau să spun în acest video, este că felul în care ne trăim emoțiile este îndepărtat de cel real, de cel care ne-ar fi benefic, de cel care ne-ar aduce maximul de trăire. Și aș vrea să vă povestesc legat de copilul meu, de Andrei, pentru că la el am văzut adesea tiparul ăsta exprimat altfel. De când îl am pe acest copil, am străduit să nu-i spun cum să facă, ce să facă sau să-i induc că așa e potrivit, așa e nepotrivit, dacă ești așa te iubește mama, dacă ești așa te place lumea, dacă nu ești așa atunci râde lumea de tine, dacă fel de fel de tipare de genul ăsta, am evitat să îi le spun. Iar Andrei are un fel de a-și spune supărarea, de a-și trăi emoția, de a-și arăta, de a-și elibera suferința de un anume fel, extraordinar de furtunos, extraordinar de intens. Când are ceva de zis, când e supărat dintr-un motiv, își strigă supărarea și o plânge, are niște manifestări extraordinar de intense, aș zice eu. Și multă vreme mi-a fost extraordinar de greu să asist la ele. Pentru că din ipostaza de părinte, când îți vezi copilul strigând și plângând și văicărindu-se și aolându-se și făcând în fel și chip, zici că poate te simți vinovat, încerci să-i faci ceva ca să nu mai plângă, ce s-o fi întâmplat, ce l-a rănit sau te simți frustrat că nu reușești să-l scoți din starea aia. Sau. Dar de-a lungul timpului am înțeles altceva. Am înțeles că de fapt ăsta era doar felul lui de a-și elibera respectiva emoție. Deci da, o consuma până la capăt, fără să o reprime, fără să o păstreze, să o stocheze într-un fel. Că emoțiile astea stocate în noi și netrăite, de fapt se acumulează și sunt cumva un bagaj. Un bagaj în sensul de gunoi emoțional, că nu ne mai servesc la nimic, sunt îndepărtate de evenimentul care le-a stârnit. Sau tocmai că păstrăm în noi sentimentul acela care nu ne mai servește acum, dar nici nu l-am trăit până la capăt. Am fost amărâtă că mama nu mi-a cumpărat o bomboană când aveam 7 ani. Dar nu m-a lăsat să-mi spun supărarea și să mă exteriorizez și să-mi împlâng supărarea până la capăt. Și atunci rămân supărată toată viața mea de adult și astăzi îmi aduc aminte cum mama nu mi-a oferit, nu mi-a oferit mie, dar i-a oferit surorii mele sau... Când foarte ușor ar fi putut fi depășit acel moment și mers mai departe. Că până la urmă scopul e să trăiești în prezent, nu în trecut, nu? Să nu tot trăiești în regrete, ce ar fi fost, ce s-ar fi întâmplat, de ce s-a fost așa, dar de ce nu mi-a dat mie și i-a dat ei, de ce putea să fie invers, să-i fi dat ei sau să nu-i fi dat ei și să-mi fi dat mie. Și tot așa îți faci fel de fel de scenarii și trăiești o viață numai în ceea ce ar fi putut fi. Deci ăsta ar fi scopul, văd, al eliberării emoțiilor. Și cum să faci asta? Ca adult este o chestie de lucrat. Pentru că nu știm să facem asta. Am fost reprimați sau ne-am reprimat sau nu vedeam rostul. Și vreau să vă zic, acum 2 zile, tot în preajma copiilor, tot așa frustrată de un conflict dintre ei pe care nu simțeam că trebuie să-l gestionez, că sunt acolo ca părinte să le asigur siguranța și relație minunată între frați. Și frații se certau și ajungeau și la să se pocnească, deci ajungeau și la violență fizică. În acel moment m-am simțit așa de depășită și de frustrată și de supărată, eu ca mamă. Și
supărarea asta, mi-am strigat-o, adică am răgnit, am strigat, am lăsat să iasă toată supărarea. Într-un mod care, repet, nu este socotit decent pentru o manifestare în public, mai ales în prezența altor oameni. Dar ceea ce am trăit apoi a fost o chestie surprinzătoare. Adică, odată ce am făcut asta, toată supărarea a ieșit și în urmă a rămas o mare liniște. O mare liniște. Asta și pentru că nu m-am judecat că m-am comportat așa. Asta e, m-am comportat, am mers mai departe, m-am iertat și gata. Dar a fost o mare, mare liniște. Deci o stare dintre aia incredibilă, adică incredibilă, credibilă, că om am mai experimentat-o, dar a trecut tot. N-am mai judecat nici pe mine, nici pe ei, a fost, s-a dus. Și acum, abia atunci, în secunda aia, am înțeles de fapt ce simte copilul în momentul în care își exteriorizează și își lasă să treacă toată supărarea asta. El și-o plânge, e un plâns așa, un plâns strigat într-un fel. Până termină, durează o jumătate de oră, durează un sfert de oră, durează 40 de minute, durează cât durează, cât îi ia lui. L-am lăsat până a terminat. Și apoi gata. Se ridică, șterge ochii și a plecat. Adică starea lui apoi este de perfectă prezență, de perfectă armonie și împăcare, așa, și cu situația, vine și la mine sau la celălalt sau cu cine a fost, nu contează cine ce a declanșat. E deja un eveniment trecut în care nu mai stărui. Și e capabil să-și continue din punctul prezent existența. Mi s-a părut o chestie minunată. Câte voci din câte capete ar trebui să tacă ca să simtă respectiva persoană sau respectivele persoane cum e să fie liniște, cum e să fie armonie, cum e să fie acceptare, cum e să fie împăcare, cum... Nu știu, asta nu înseamnă că vă îndemn să strigați pe stradă. Probabil sunt și modalități mai blânde de a exprima această emoție, de a o trăi, de a... Ce vă îndemn e să nu le mai reprimați, să înțelegeți că toate sunt acceptate, permise, umane, toată gama de emoții. Ok, am fost furioasă, m-am înfuriat, dar n-am rămas acolo. Am trăit furia, am mers mai departe și gata, n-am rămas nici în vinovăția că am fost furioasă. Toate sunt emoții care aparțin sau sunt asociate cu a fi om. Și nu există emoții mai bune sau mai rele. Emoții care merită exprimate, da, într-adevăr, când ești în stare de contemplație la muzeu sau în fața naturii, e o emoție pe care merită să te pozezi și să o pui pe Facebook, să te vadă toată lumea că trăiești emoția asta. Dar când ești furios, e o chestie pe care trebuie să o ascunzi. Închizi ușile și gata. Important e cum le gestionăm, important e ce facem din ele, important e ce învățăm din ele sau atunci când le experimentăm, să știm să le depășim, să știm să nu ne identificăm cu ele. Pentru că în final, tu nu ești emoția aceea. Emoția aceea este doar o experiență. Și emoția nu te caracterizează, nu este esența ceea ce ești tu. Ești în continuare lumină, iubire și esență divină. Indiferent de gândurile pe care le ai, indiferent de emoțiile pe care le ai, indiferent de ceea ce, de experiențele prin care treci. Mulțumim, Doamne, pentru o zi minunată, pentru conștientizările zilei de azi și pentru anticipat pentru ceea ce va să vină.